Perioadele de criză pot fi depășite mai ușor dacă ai o echipă solidă, care îți permite diversificarea afacerilor. Aceasta este și rețeta succesului pe care urmează omul de afaceri, Marin Mândrilă. În perioadele în care mai aveam eu ceva lucrări, dar mărunte așa, când nu lucram pe șantiere cu oamenii, ca să nu-i țin acasă, îi aduceam și lucram la hotel și a durat vreo 3 ani de zile construcția hotelului. Și a durat 3 ani pentru că am zis de la început că m-am apucat să fac un hotel de calitate. Adică tot ce vedeți în hotelul ăsta nu există nici materiale din China și nici din Turcia. Sunt ori românești, ori din Spania, Italia și Germania. Este vorba despre complexul Mari Villa, o investiție de suflet, așa cum spune antreprenorul român. Ca să ții standardul sus cu nivelul din hotel, trebuie să ai toate condițiile de 4 stele. Și prețurile sunt de 2 stele sau chiar mai puțin. Dar la mine a fost o oportunitate pentru că totdeauna hotelul cu firma de construcții au mers când a mers una și a șchiopătat cealaltă, a ajutat celălalt. Deci sunt două domenii diferite total și, de exemplu, acum în pandemie n-am avut niciun om trimis acasă. Deci toți oamenii au lucrat de la hotel. Eu n-am dat niciun om afară de la hotel în perioada de un an și ceva de când este pandemia. Camerele spațioase cu un design elegant au cucerit încet, dar sigur, clienții, iar facilitățile oferite sunt apreciate în zona turismului de afaceri bucureștean. Toată zona asta sunt firme străine, în toată zona. Aici avem IKEA, avem Auchan și ei oamenii care aduc din țară, îi aduc la conferințe, îi aduc la instructaje, vin și se cazează la noi aici. Restul oamenilor care vin și la noi în hotel sunt oameni de afaceri din preajmă. Aici sunt numai societăți, dacă ați văzut. Având și saloanele astea în perioada în care se organizau evenimente, mergeau foarte bine. Avem 4 saloane de capacități diferite, de la 40 de persoane până la 170 de persoane și aveam, sâmbătă aveam aproape toate saloanele ocupate, duminica mai aveam 2-3, deci erau 6-7 evenimente pe weekend. Piscina, zic eu că am făcut totul așa, cu bun gust, are un bar în apă, are scenă care se învârte cu bar și cu cascada. Din păcate, ei au salarii foarte mici în turism, în toată lumea, nu numai aici. Și din cauza asta nu-i prea găsești personal și atunci ne întrebăm, păi nu o să putem niciodată să ajungem la standardele din Europa sau din lume când noi nu avem personal. Și acolo, să știți, toți aduc personal din Cambodgia, din Peru, din Vietnam. A început să se întâmple și la noi, că să știți, multe hoteluri și restaurante au început să aducă personal de afară. Marin Mândrilă este exemplul investitorului autohton care se încăpățânează să-și mențină și să-și dezvolte echipa numai cu personal din țară. Nu îi consideră doar angajați, ci sunt parteneri și chiar prieteni, cu unii dintre ei fiind colegi de peste 20 de ani, atunci când cărau împreună, cu sacul în spate, materialele de construcții. Motivându-i atât cât poți, mai ales în perioada asta cu pandemia, a fost greu, foarte greu să ții oamenii. Și la firma de construcție a fost aceeași chestie. Au fost perioade când la fel a fost greu să-i țin. E o investiție. Oricând ea rămâne o investiție. La firma de construcții mă duc dimineața la ora 6, sunt acolo. Dar la urmă vin în coa și îmi priește la bătrânețe așa cu bastonul. Când îi îmbătrâni mai mult, mai îmbătrâni pe curte, mai număr trandafirii. E frumos. Să îmbătrânesc frumos aici.